20 de copii din parohiile protopopiatului Sector 6 Capitală se află în aceste zile în tabăra Tineri în Acțiune, organizată de Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Tabăra se desfășoară la fostul așezământ mănăstiresc Apostolache din județul Prahova. Timp de 7 zile, copiii participă la diferite activități precum jocuri de cunoaștere, dezvoltare personală și cultură generală, ateliere de pictură, cateheze și activități sportive. Din program nu lipsesc drumețiile, pelerinajele la mănăstiri și vizitele la muzeele și obiectivele din zonă, precum Muzeul Memorial Nicolae Iorga, Conacul Belu și Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului. Tabăra se va încheia în data de 4 august, când icoanele pictate de copii vor fi sfințite. În perioada următoare, la așezământul din Apostolache, vor beneficia de activități educative și recreative și copiii din celelalte protopopiate ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.